150 de profesori dolgeni au protestat astăzi în fața prefectului din Craiova. Aceștia s-au adunat să-și arate nemulțumirile față de efectele legii salarizării. Asta este responsabilitatea Guvernului României față de dascăl, care suntem socotiți undeva prioritate națională. Iată cum respectul este. Avem 6% din PIB prevăzut pentru învățământ, ne-au dat 2,97%. Nici 3. N-aveți bani de salarii și nu veți avea în continuare, dacă vom tăcea. Printre cerințele dascălilor se numără majorarea salariilor cu 20% pentru personalul auxiliar nedidactic, deblocarea posturilor din învățământ, suplimentarea bugetului și plata sporurilor pe grila din 2018. După doar o jumătate de oră, profesorii au fost nevoiți să se îndrepte spre casă, pentru că reprezentanții primăriei i-au avertizat că protestul nu a primit aviz favorabil.